că a făcut o lată. Acum și 1-0 pentru Brăila, exact când am pornit onorul. Da, debut în forță. Da, am uitat să pornesc onorul. Și 1-0 aici. Cred că a marcat numărul 17. Adrian Ghiță, cred că a marcat. Druga, Dudu Druga. La ultimul meci aici la care am fost. De fapt, sigurul meci la care a fost la Ruș Ciutea. Să vedem ce era bun acolo, să încerca să preia locul unui șut. Atent! Ia, soarta poate a fost mai bună pentru Oțelul, când a promovat atunci. Bună centrare, reluare bună cu capul și portarul. Știam un articol pe ProSport. Acum, dacă voie, să vedem, pasă bună. Centrare fața porții și egalează Dinamo Bacău acum. A fost o centrare foarte bună în fața porții, cred că Padovei a marcat. Bun, Ion Albu a jucat și el un sezon la Sporting Junior. Zdem, nu este offside acolo, șansă bună, centrare iar în fața porții, Albu deviază însă puțin pe lângă poartă. S-au și jucat la Sărăței o perioadă cei de la Brăila. Zdem aici Albu, încearcă pe colț portar, însă peste poartă. Ia să vedem aici. Șut bun, dar peste poartă. A încercat poarta de la distanță. Hai Andrei, noi dă! Să vedem o centrare bună acolo. Reluare spectaculoasă, însă... Baga, nu, scoate cineva din plonjor ninja din poartă. Era convins lui gol. Nu știu de unde a apărut căptarul Brăila acolo să respinge mingea asta. Din nou, centrare bună. Respinge portarul față, scoate iarăși cineva pe linia porții. Așa ceva nu vezi în fiecare zi. Te poți trezi cu suspendarea contului. Și așa am pierdut. Un cont, să vedem Albu. Trece acolo, poarta goală și o bagă în poartă. Reușește Albu să marcheze. 2-1. Să vedem acolo, recuperează Albu. Marcă Ștefan! Robi în spate! Ștefane! Aruncă! Vedem această centrare bună și ce reluare! A, e gol! Oh, 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 oh. Am crezut că e peste. Oh, ce gol am prins aici! Execuție de asta îmi crește inima. Ia să ne gândim că ar fi fost mare păcat să ne vedem golul ăsta. Un șut foarte bun și gol din nou, 4-1. Începe Brăila să distanțeze, deja soarele a ieșit acolo. Să vedem aici diviere bună, recuperează. Întoarce acolo bine, vine Dudu Druga. Vede pe Dudu, centrare foarte bună, centrarea lui Dudu. Și 5-1. Cred că iar Padovei. Padovei e excelent acolo, îl trage, a tras urât de tot. Ia să vedem aici. Dacă reușește centrarea, bună centrarea și iarăși Padovei. Da, nici el nu se mai bucură. Da, 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 îl ceartă aici. Cine din pe bancă să-l schimbe pe Padovei. Bine, Padovei probabil devine golgheterul campionatului. Ai, cred că e cel mai rapid poker care l-am văzut live. Am mai văzut 4 goluri într-un meci ale acelui jucător. Să vedem aici. Și dă pe lângă poarta acolo, din 11 metri, cred. A alunecat acum de la Brăila. Problema este că nu știu dacă cumva au datorii mari. Hai să vedem aici un șut pe lângă poartă. Bună ocazie. Tot Padovei. La finalizare însă pe lângă Sile. Și peste poartă. Da, Patrick, da, da. Mulți ani a jucat la Sporting Juniorul Vaslui, în tur a fost la CSM în Liga 4. Hai să vedem aici. Și a să bună un șut însă în blocaj. Greu, Patrick, greu! Merge, Tauri, merge la poartă! Aici, Tofan, centrare bună a lui Tofan. Șut din voleu și respinge portarul.
Însă vine pe recuperare foarte bine un jucător de la Dinamo Bacău și saltă mingea pentru 7-1. Bravo, Taure, bravo, direct, bravo. Da, se dă un pasă bună acolo. Vedem șutul însă la picioare și blochează portarul. E un sistem ciudat. Și au câștigat un derby cu Sportul Onești. Oh, ce centrare bună acolo în fața porții, recentrare și scoate în primă fază. Brăila însă șutul pe lângă poartă. Asta e aici, Obleșniuc, frumos, tare, Obleșniuc. Pau, oh, 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 oh. Dar este prins până la urmă, îi lase la mână pe jucători. Pentru că județul Tulcea este singurul județ din țară, fără, nu este offside, dar vine bine de tot aici. 19, șut însă respinge foarte bine portarul lui. Echipe din Dobrogea nu are. Dar un șut foarte bun și ce gol spectaculos! Ce gol frumos marchează și Brăila aici. Păcat că e soarele ăla acolo, nu se vede mai nimic. Din păcate, a superbă execuție. Un șut de la vreo 20 de metri, mingea cade în vincul. 15. Alea, ștocul. Hai trăuri pe Obleșniu. A marcat Gruia, Georgian, 2003. Super gol, foarte frumos. În penalte, cei de la Bacău, însă nu-i cazul. Respind din nou, din nou o reluare prin farfecă, dar de ce stată la portar cu echipei. Probabil este și astăzi, pe ziua. Pe respectivul știu de mai mult timp. Să vedem ce e frumos să-și întoarce adversarul și un șut pe scurt aici. La 8-2. Ai timpanul, dai pe lângă ea! Nu vă tare, stasonez! Hai, să vedem aici, foarte bună, ce trage și din nou încercare de farfecă. S-o învăța la farfecă Băcăoanii, a treia farfecă din meciul ăsta, una a intrat. Nu văd, din păcate nu văd pe comentarii de pe telefonul ăsta care filmez, nu văd emoticoanele. Și acum mă gândeam să nu fie vreun la cu degetul mijlociu. Mai râde, mai glumim. Ia să vedem aici, aș face mingea spre care ușul la colțul lung și este 9-2. Acum nu începem și noi, Andrei. Lăsă moale, nu. A greșit, am zis, am dat doar un de la de 2 minute. Dacă Galațiu a putut renaște, poate că Brăila are nevoie de o resetare. După 100 de ani. De resetare, să o ia de la 0. Cum spuneam, Brăila mai ești pe margine. Copiii ăștia n-au nicio vină pentru ce s-a întâmplat la Brăila. Trebuie să le urăm succes și îmi doresc ca Brăila să revină cât mai repede în Liga a treia și de ce nu mai sus.